Cu două etape înainte de terminarea campionatului de Liga a patra, Ralbex Turcinești este la un pas de a deveni din nou campion al județului Gorj, după ce în etapa trecută a învins în deplasare pe cei de la Petrolul Stoina. Iată și rezultatele stabilite în etapa 32-a. Știința Peștișani, Știința Turceni 2 la 3, Petrolul Stoina, Ralbex Turcinești 2 la 6, Parangu Sadu, Vulturii Fărcășești 5 la 1, Viitorul Negomir, Petrolul Țicleni 3 la 5, Energetica Tismana, Unirea Crușes 3 la 0, Știința Ceplea, Dinamo Stănești 2 la 0, Internațional Băleș, Minerul 2 Mătăsari 3 la 2 și Flacăra Roșia de Amaradia, Dumbrava Câlnic 2 la 1. Ralbex Turcinești este lider detașat în Liga a 4-a la 4 puncte în fața principalei urmăritoare Știința Turceni. Cu un punct din ultimele două etape, cei de la Ralbex ar deveni campionii Gorjului. În subsolul clasamentului se știe deja prima retrogradată. Petrolul Stoina va juca în onoare din sezonul următor. Vulturii Fărcășești și Dumbrava Câlnic se luptă să scape de retrogradare, cele două echipe fiind despărțite de un singur punct în clasament. În penultima etapă a Ligii a 4-a se vor disputa două meciuri cu miză. Sâmbătă de la ora 13, Ralbex va primi vizita Științei Turceni în derbiul campionatului. Cei de la Turceni trebuie să câștige pentru a mai emite pretenții la obținerea titlului de campioană. În subsolul clasamentului, Câlnicul este obligat să câștige în fața celor de la Băleș pentru a scăpa de retrogradare. Contracandidată la salvare, Vulturii Fărcășești stă în această etapă la fel ca Petrolul Stoina.